ideea proiectului, ideea de bază a fost de informare și conștientizare, atât a părinților, cât și a autorităților, asupra importanței și stării de sănătate a populației. Ține, în primul rând, de medicina preventivă, o medicină care ia amploare tot mai mult în ultima perioadă, și atât în lume cât și la noi în țară. Plus, dorim să demarăm o acțiune de lobby pentru a extinde programul de screening neonatal la nivel național și să se pot testa mai mult decât două boli, ceea ce se întâmplă acum. Acum se testează doar două boli. Proiectul nostru va testa 55 de boli. De ce este important să extindem și să creștem numărul bolilor? Păi pentru că... Depistarea. Da, pentru că depistarea lor se face... Dacă faci testarea pentru 55 de boli, poți detecta un caz la 800 de nașteri. Dacă le iei separat, în funcție de boală poate fi un caz la 2000 de nașteri, un caz la 10000 de nașteri, un caz la 5000 de nașteri. Deci putem avea o hartă mult mai clară și mai evidentă asupra stării de sănătate. Acest program de screening neonatal nu se referă doar la testarea propriu-zisă a copilului. În primul rând se începe o campanie de informare a părinților, a societății, a populației, ceea ce înseamnă, care sunt bolile care se testează, care sunt urmările acestor boli, în special că aceste boli sunt boli așa zise mute, adică copilul în momentul nașterii este un copil absolut sănătos și ele sunt depistate după un an sau doi, atunci când boala este deja instalată. Sunt boli metabolice, sunt boli hormonale sau genetice, care pot duce până la retard mental sever. De ce este important? Încă o dată, pentru că costurile sociale în viitor de a avea adulți handicapați sau cu boli care costă foarte mult tratamentul lor, costă foarte mult încadrarea individului în societate în momentul când are un anumit handicap, este mult mai simplu și mai eficient să depistăm aceste boli din momentul nașterii, pentru că tratamentul lor este foarte simplu, unele pot fi contracarate sau, știu eu, ameliorate doar printr-un regim alimentar. Deci copilul, dacă știe că are o boală genetică, el poate să aibă un regim alimentar anume și prin asta previne apariția bolii sau semnele ei. Și este un copil normal și un adult normal. În schimb, dacă nu se depistează la timp, boala se agravează. Vom începe probabil din februarie aceste testări și se vor face pentru un număr de aproximativ 2000 de nașteri. Asta înseamnă cam mai mult decât jumătate din numărul de nașteri anual în județul nostru.